De când suntem izolați în casă, posibilitățile de a merge în magazin să mirosim un parfum s-au redus la fix zero. Și din acest motiv am făcut acest video cu câteva parfumuri pe care să poți să le cumperi fără să-ți faci griji că nu ți-ar putea plăcea, adică blind buy-uri sigure. Așadar, am alcătuit o listă de 5 parfumuri pe care să-ți fie ușor să le cumperi în perioada asta fără să trebuiască să le miroși în prealabil. Am zis că principalul motiv ar fi mirosul și da, am ales, zic eu, mirosul ușor de îndrăgit. Dar cum mirosul e destul de subiectiv, m-am orientat și spre parfumuri care au prețuri destul de accesibile. De fapt, din lista asta, cred că un singur parfum depășește prețul de 100 de lei. Majoritatea sunt undeva sub el, ceea ce nu presupune un risc financiar foarte mare atunci când le cumperi. Dar hai să începem. Și vom începe cu un parfum pe care deja știi că îl îndrăgesc foarte mult și aici mă refer la Nautica Voyage. Iar principalul motiv pentru care îl îndrăgesc reprezintă faptul că am dat pe el sub 50 de lei. Acum am văzut că pe site-uri a mai crescut puțin prețul, dar sincer aș mai aștepta puțin și l-aș lua atunci când coboară înapoi spre 50-60 de lei. Nu vreau să spun că felul în care miroase nu merită mai mult, dar la 50-60 parfumul ăsta este absolut senzațional. Adică raportul calitate-preț e epic, absolut epic. Și motivul e în felul următor. Ce avem aici în această sticlă este efectiv vara. Deci avem aici o sticlă plină cu vară. Miroase parfumul ăsta atât de bine, atât de fresh și atât de relaxant, că n-ai cum să nu-ți pulverizezi cu el și să te gândești că, în mod cert, vine vacanța. Mă duce cu gândul la mare, la plimbări cu barca, la relaxare. Totul din parfumul ăsta te face să te gândești la lucruri plăcute. Și asta e absolut senzațional, din nou pentru că a costat extrem de puțin. Ca persistență și proiecție, nu te gândi la lucruri fantastice, pentru că are o persistență de cam 4 ore, asta dacă te hidratezi bine, iar ca proiecție, în prima oră, lumea știe ce se întâmplă în jurul tău, apoi devine mai potolit. Dar chiar și așa, dacă lumea se apropie de tine, simte adierea asta de prospețime și de relaxare. E un parfum fantastic de vară. Și din nou îți spun, costă 50-60 de lei dacă mai aștepți puțin să revină stoc la magazine. Ca să-ți dau câteva indicații în plus în legătură cu mirosul, gândește că notele care îl definesc sunt măr, tonuri verzi, ceva tonuri florale și niște tonuri lemnoase. Dar din toate astea, în evidență, cel mai bine ies mărul, tonurile verzi și apoi cele florale. Cumva parfumul ăsta este foarte luminos. Își dorește să fie optimist, fericit și atunci când îl porți, îți dă exact stările astea. N-ai cum să te simți aiurea folosind parfumul ăsta. Nu e genul de parfum pe care ți-l dai când te trezești, te simți cumva deprimat. Sau dacă faci asta, probabil că îți va schimba starea în bine și de asta îl recomand pe Nautica Voyage ca un blind buy cu singurul amendament că ar trebui să-l cumperi la 50-60 de lei pentru că deja trecând peste 100 și ceva ai tot felul de alte opțiuni care au persistență și proiecție mai bună. A doua mea propunere motivată tot de preț este Jacques Bogart Riviera Nights. În ultimul timp a primit destul de multe review-uri și din toate a ieșit extrem de bine. Acum, judecând faptul că poți cumpăra acest parfum cu 45 de lei, e clar că punctul de plecare pentru orice review este bun. Ce trebuie să mai spun e că nici ca proiecție și persistență nu stă deloc rău. Ceea ce înseamnă ca proiecție, eu am reușit un 5-6 ore, dar din nou mă raportez la faptul că l-am cumpărat cu 45 de lei. În prima oră proiectează bine, după care devine un miros la nivelul pielii, dar chiar și acolo proiectează un pic mai bine decât multe alte parfumuri mai scumpe. Acum, mirosul, aici e partea aia care ține mult de gust. Foarte mulți oameni zic că miroase extrem de bine. Mie, pe de altă parte, nu mi se pare cel mai reușit parfum din lume. Dacă mă raportez la preț, da, pentru 45 de lei miroase absolut senzațional. Pe de altă parte, așa într-o lume în care prețul n-ar conta, mi se pare un pas măricel ce-i drept, dar un singur pas înainte de ax. Calitatea lui nu mi se pare comparabilă cu parfumuri de 200-300 de lei, așa cum am mai auzit prin alte review-uri. Da, e un miros plăcut, dar e un miros extraordinar de sintetic și care pur și simplu nu emană treaba asta cu ingrediente de foarte bună calitate. Adică da, miroase plăcut, adică dai un parfum de zi cu zi de purtat drăguț. Miroase clar ca și cum ar merita mult mai mult de 45 de lei, dar nici n-aș da 200 de lei pe el, știi, asta vreau să zic. E un parfum dulce, are multe contraste în el, se joacă așa un pic între întunecos și luminos. Dar cumva tot mirosul ăsta are o aură destul de puternică, sintetică. Și mai mult decât atât, s-ar putea să-ți aducă pe alocuri aminte de un aftershave pe care, nu știu, de tatăl tău, dar tatăl meu îl folosea când eram ceva mai mic. Și pentru un parfum lansat după anul 2000, mi se pare că nu miroase chiar atât de actual. Cineva mi-a spus că miroase oarecum ca Million Privé.
Ei bine, pot să văd niște mici asemănări, dar nu, consider că Million este într-o cu totul altă ligă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, Million costă 250 de lei pentru 50 de mililitri, deci de înțeles să fie în altă parte cu totul. Hai să spun un pic despre note ca să-ți faci oarecum o idee și despre Riviera Nights. Se deschide destul de citric, cu bergamotă și grapefruit, dar cea mai mare parte a mirosului vine din notele de inimă, care sunt nucșoară, fructe uscate și cardamom. Deși dulceața, care e clar prezentă în parfumul ăsta. Iar la bază vei găsi tonka, vetiver și cedru. Deci ți-e destul de clar de aici că parfumul ăsta se deschide citric, doar că deschiderea nu durează destul de mult și apoi devine destul de dulce. Partea întunecată a parfumului vine de la vetiver, cedru și fructele uscate, care îi dau așa o aură interesantă. Trebuie să spun că fructele uscate sunt ok în parfumul ăsta, ele cumva îl fac să pară un pic mai natural, pentru că altfel, sincer, mi s-ar fi părut extrem de sintetic. Bine, îți repet din nou, nu e cea mai naturală creație, dar ne raportăm la faptul că el costă 45 de lei. Și sincer să fiu, pentru 45 de lei chiar cred că merită să-i dai o șansă. A treia opțiune și probabil cea mai scumpă din această listă este Montblanc Legend. Motivul pentru care l-aleg pe Montblanc Legend în tot felul de liste este faptul că e incredibil de versatil și se pretează în aproape orice situație. Și de asta cred că este demn de a fi un blind buy. Și atunci când ți-am spus că trece de 100 de lei, nu te gândi la o sumă foarte mare. Adică e cam 110, acum ce-i drept depinde de unde îl cumperi. Dar ce trebuie să înțelegi despre parfumul ăsta e că e excelent în orice situație. Chiar și în izolare l-am mai folosit din când în când, e ok, este o stare bună. A ce miroase? Nu știu, miroase a bine, e o stare excelentă de bine. E fresh fără să fie prea fresh, să zici că e doar pentru vară, adică se pretează destul de bine oricărui anotimp. Are printre note lavandă, ananas, tonka, ceea ce ar trebui să-ți dea de înțeles că e și dulce, e și un pic fresh. E și bine aromat, se întâmplă multe lucruri aici. Sincer, dacă îl miros cu atenție, mi se pare că detectez o notă subtilă de ceai. În general îmi plac notele de ceai în parfumuri, mi se pare că e ceva un pic neobișnuit. Cert e că parfumul ăsta mi se pare că se pretează foarte bine la orice vârstă, la orice ținută, în aproape orice context. Din acest motiv nu prea ai cum să dai greș când îl cumperi. Adică nu se întâmplă lucruri în el care să nu-ți placă, nu are cine știe ce note, să zici că wow, așa ceva, nu puteam să mă aștept la asta. Nu, Montblanc Legend e safe all the way. Și din acest motiv zic, încearcă-l pe Montblanc Legend dacă ești în pană de idei, mai ales că nici nu e chiar de scump. Și am păstrat pentru final două parfumuri care, deși eu consider că sunt blind buy-uri bune, sunt puțin mai riscante. Primul dintre ele este Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life. Ți-am mai povestit despre el într-un video anterior, iar ce-mi place mie mult la el este combinația de cafea și ambroxan și jocul ăsta de dulce fresh. În momentul în care ți-l pulverizezi pe piele, se întâmpină o aromă foarte fresh, doar că ea dispare destul de repede și lasă locul unor lucruri puțin mai dulci. Gândește-te la o combinație de cafea, poate cu nuci, ca un fel de cafea de la Starbucks, știu, am mai zis asta, din aia cu mult lapte, cu multe siropuri și cu frișcă deasupra. Asta se întâmplă aici, dar păstrează în continuare caracterul fresh, adică e clar că nu e un parfum de vreme rece, ai putea să-l porți și atunci, da, pentru că e destul de versatil, dar el a fost în general gândit pentru perioade mai calde. Și în perioada asta, mai ales că ne apropiem de vară, face o treabă excelentă și ca persistență și proiecție. E minunat parfumul ăsta, adică ai 6-7 ore din el cu o proiecție bună în prima oră, hai să zicem primele 2 ore. Și cea mai bună parte o reprezintă prețul, pentru că nu e scump deloc. Ce e drept, eu l-am cumpărat tester de pe Parfumo și am dat pe el undeva pe la 85 de lei pentru toată suta asta de mililitri. Și zic eu că pentru 85 de lei chiar merită să-l încerci, chiar dacă mirosul ăsta de cafea, cardamom, ambroxan, tonuri lemnoase nu e foarte ușor de închipuit, merită să ții parfumul ăsta în colecție să vezi care e treaba cu el. Ce-i drept, trebuie să înțelegi că din punct de vedere al mirosului e mai tineresc, adică nu e genul de parfum pe care să-l recomanzi unei persoane care are 50 de ani. Ar putea să scoată la capăt cu el? Da, poate, depinde de atitudine. Dar el a fost gândit totuși pentru oameni care sunt ceva mai tineri și pentru ei face o treabă bună. Că sincer să fii, nu te gândești la un om mai în vârstă care să miroase a cafea de la Starbucks. Pur și simplu nu te gândești, că miroase cumva a prăjituri, a nuci,
Și peste toate astea vine latura aia un pic fresh. E interesant, dar poate nu e la fel de safe ca Mont Blanc, să zicem. Cu toate astea, pentru 85 de lei, eu cred că este un experiment care merită făcut. Și din nou, are și persistență și proiecție bună. Deci de 85 de lei, cumperi un parfum de destul de bună calitate, zic eu. Iar ultima mea propunere și cea mai riscantă din această listă este Issey Miyake Le Bleu Dissé. Mi l-a recomandat cineva și mă bucur extraordinar de mult că am urmat acest sfat și l-am cumpărat. Pentru că parfumul ăsta, în primul rând, în varianta tester de pe parfum, o costă vreo 65-70 de lei. Și în al doilea rând, miroase fantastic. Ar trebui să încep explicația asta spunându-ți că prima oară când l-am mirosit, mi s-a părut că e cât se poate de ciudat. Și asta pentru că, în deschidere, după câteva secunde după ce l-ai pulverizat pe piele, vei începe să simți niște tonuri pe care poți să le asociezi, dacă ești pregătit, cu o pădure de la munte. Și eu nu eram pregătit pentru asta, pentru că efectiv nu mă așteptam. Parfumul ăsta are niște note naturale. Când te dai cu el, la foarte puțin timp după ce l-ai pulverizat pe piele, o să simți niște tonuri care te vor face să te simți exact ca într-o pădure de conifere. Hai să-ți spun puțin despre note și să-ți explic de ce se întâmplă lucrul ăsta. În deschidere te vor întâmpina rozmarin, lime și mandarină, deci e destul de citric și rozmarinul ăla te dă un pic peste cap, că nu te așteptai să fie acolo, cel puțin nu în deschidere. După care în inimă se întâmplă niște lucruri, pentru că notele sunt chiparos, ghimbir, boabe de ienupăr, lavandă și piper roz. Și din toate astea, eu cel puțin disting cel mai mult de aici chiparosul și boabele de ienupăr. Probabil că l-ai văzut prin pădure, sunt bobițele albastre care seamănă cu afinele. Și alea au un miros destul de aparte și combinând asta cu chiparosul și cu ghimbirul, care dă oarecare efervescență, acolo ajută și piperul roz, și lăsând lavanda să fie cât mai în spate, doar așa cât să dea un ușor ton dulce, aici vei primi exact mirosul ăla de pădure. Efectiv, când mirosul ăsta poți să simți și iarba, poți să simți și niște note de scoarță de copac, poți să simți și bobițele alea. Se simte exact ca o pădure de conifere de la munte și mi se pare incredibil că se întâmplă asta într-un parfum, pentru că nu mă așteptam. Și cu atât mai mult, nu mă așteptam să se întâmple la un parfum de la Issey Miyake, despre care până acum nu știam mare lucru. Și să vedem ce se întâmplă și la bază, că și acolo sunt niște lucruri drăguțe. Lemn de santal, paciuli, cedru și lichen. Așadar, avem o pădure întreagă într-o sticlă albastră, care a câștigat și un premiu pentru design. Mai mult decât atât, din punct de vedere al persistenței pe mine, obțin 4-5 ore ca proiecție. Hai să zicem că în prima oră e interesant, dar ăla e momentul în care miroși cel mai puternic a pădure. Nu știu cum să-ți explic treaba asta, dar vei mirosi total diferit de oamenii din jurul tău. Parfumul ăsta nu e dulce, e fresh, dar e fresh într-un mod neașteptat. Nu miroase a gel de duș, ți-am zis miroase a excursie la munte. Și lucrul ăsta mi se pare fantastic în contextul în care dai 75 de lei pe el. Da, e un pic mai riscant, dar sincer cred că merită să-ți asumi riscul pentru un miros pe care sunt mari șansele să nu-l mai fi simțit până acum într-un parfum. Totuși vreau să te avertizez că prima oară când îl miroși, dacă nu ești pregătit pentru treaba asta cu pădurea, s-ar putea să te ia un pic prin surprindere. Dacă în schimb nasul și creierul tău sunt sincronizate cu treaba asta și te aștepți, e bine, wow, efectiv wow. Și cu acest parfum am încheiat această listă de blind buyers. Sper să-ți fi plăcut și dacă vrei mi-ar plăcea să-mi lași un comentariu în care să-mi spui ce alte parfumuri crezi tu că ar fi blind buyers interesante. Fie pe motiv de preț, fie pe motiv de miros foarte ușor de îndrăgit. Un like, un share, un comentariu, toate lucrurile astea ajută canalul să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Iar eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.